Bună dimineața tuturor! Suntem la Artcore. Eu mă numesc Artur Gureau, sunt gazda evenimentului de astăzi. Astăzi avem un nou eveniment lansat de Agenția de Guvernare Electronică, care este organizat în legătură cu deja activitatea de un deceniu al agenției în cadrul campaniei 10 ani de e-guvernare în Republica Moldova. Această campanie este dedicată aniversării de un deceniu, dar și transformărilor digitale care se întâmplă în guvernare. Cu acest prilej, timp de 10 săptămâni, în fiecare săptămână este organizată lansarea unui serviciu. Săptămâna trecută a fost lansat evenimentul pentru serviciu M-Cabinet. Astăzi avem o nouă lansare, este vorba de serviciu guvernamental de notificare electronică M-Notify. Îi avem prezență în sală pe managerii de proiect din cadrul Agenției de Guvernare Electronică, Mariana Cibotaru și Dumitru Postu, care sunt manageri în proiectul în cadrul Agenției de Guvernare Electronică. Dar de asemenea la eveniment participă online reprezentanți al instituțiilor partenere al agenției. Este vorba de domnul Andrei Duca, șef direcție Serviciu Fiscal de Stat, și Diana Muntean, șef direcție gestiune serviciilor de plată, întreprinderea de stat Poșta Moldovei. Așa. În cele ce urmează, aș dori să ofer cuvânt Marianei Cibotaru, dar nu înainte de asta, vreau să vă anunț că cei care ne urmăresc online pot să adreseze întrebări pentru a doua parte a evenimentului, la care vom încerca să răspundem împreună cu invitații din platou. De asemenea, prin Zoom este conectat și Vitali Ieșanu, care este antreprenor și fondator al mai multor companii cum sunt Privesc.eu, VoteMeUp. O să încercăm să răspundem toți împreună la întrebările care vin pe parcurs. Așadar, începem prin a cunoaște conceptul noului serviciu guvernamental de notificare electronică, numit M-Notify, care va fi prezentat de Mariana Cibotaru, manager proiect Agenției de Guvernare Electronică. Mariana, te rog frumos. Bună dimineața! Eu vă salut în numele Agenției de Guvernare Electronică. Îmi spune Mariana Cibotaru și astăzi am onoarea, dar și norocul să reprezint o echipă de oameni care zilnic depun eforturi mari pentru a implementa o guvernare eficientă, orientată spre interesul cetățenilor. Astăzi, împreună cu Dumitru, o să prezentăm un produs nou, derivat din necesitățile cetățenilor și care se înscrie perfect în strategia de modernizare a serviciilor publice. După cum a fost menționat de către colegii mei la evenimentele anterioare, Agenția de Guvernare Electronică are un mandat special de a facilita dezvoltarea digitală a serviciilor publice și de a îmbunătăți interacțiunea dintre cetățeni, mediul de afaceri și autorități. Pe parcursul ultimilor ani au fost implementate și lansate o serie de servicii și platforme menite să realizeze aceste obiective. Startul a fost dat în 2012 prin lansarea portalului serviciilor publice, care reprezintă un ghișeu unic virtual al serviciilor publice. Ulterior, a fost lansat serviciul guvernamental de plăți electronice MPAY, un mecanism care reprezintă un mecanism unic de achitare a serviciilor publice, prin intermediul cărora pot fi achitate impozite, taxe, amenzi și diverse plăți la bugetul public național, utilizând toate instrumentele de plată disponibile în țara noastră. Aș vrea să mai menționez și serviciul M-PAS, un serviciu guvernamental de autentificare care integrează toate instrumentele de autentificare electronică legal disponibile în țara noastră. Și aici vreau să menționez semnătura mobilă, semnătura digital electronică pe stick USB, autentificarea în doi pași și buletinul de identitate electronic. La fel, din seria de servicii lansate, face parte și serviciul M-Sign, serviciu guvernamental de semnătură electronică, care îți oferă posibilitatea să utilizezi toate tipurile de semnătură electronică în interacțiunile tale online. Cu ajutorul M-Sign, cetățenii pot semna acte și declarații oficiale sau diferite cereri fără ca să se prezinte la oficiile instituțiilor publice. Vă dați bine seama că pe parcursul a tuturor acestor ani au fost lansate o serie vastă de servicii și servicii electronice pe care nu o să le menționez acum, dar aș vrea să menționez că seria de implementări nu se oprește aici, continuă. Săptămâna trecută, la acest set de platforme și servicii lansate s-a adăugat
portalul cetățeanului, care este un instrument comod de accesare a datelor personale și a serviciilor publice. Personal îndemn pe toți care încă nu au reușit să acceseze acest portal să o facă, pentru că o să fiți surprinși de multitudinea de date și de date care sunt disponibile, care la momentul de față sunt grupate în 11 blocuri, dar care ulterior o să fie extinse pe parcursul integrării cu alte servicii și platforme disponibile în țara noastră. În această săptămână noi venim cu lansarea nouă, și anume este vorba de serviciul guvernamental de notificare electronică, M-Notify. Scopul acestui serviciu este de a oferi autorităților, instituțiilor publice, precum și persoanelor fizice și juridice, un mecanism eficient și modern de notificare a utilizatorilor prin intermediul diverselor canale de comunicare și de notificare. Acest serviciu expediază mesaje prin diferite canale de comunicare, precum am menționat, ulterior, prin lansările sau prin implementările viitoare, o să adăugăm la lista de canale disponibile și alte canale, dar despre asta o să vorbească colegul meu, care a fost Dumitru Postu, responsabil de implementarea acestui proiect. Deci, serviciul poate fi accesat la adresa mnotify.gov.md și vă îndemnăm cu toți să-l utilizați pentru interacțiunea și interacțiune eficientă cu serviciile disponibile. Mulțumesc mult! Mersi mult! În continuare, aș dori să-i ofer cuvântul lui Dumitru Postu, manager al acestui proiect din cadrul Agenției de Guvernare Electronică. Nu înainte să vă aduc aminte că pe site-ul Slido, o să-l rog pe Vlad să facem un mic demo, puteți să intrați ca să adresați întrebări, puteți să marcați hashtag-ul M-Notify, da? Și prin intermediul acestei platforme puteți să scriți întrebările care le aveți în legătură cu lansarea acestui serviciu. Avem deja și prima întrebare, dacă serviciul este cuplată. Dar da, nu este cuplată, este un serviciu gratuit. Dar în continuare, Dumitru, te rog frumos să demonstrezi cum funcționează acest serviciu. Mulțumesc mult, Artur. Să-mi iau scaunul. Țin să vă salut pe toți, cei care ne aud, ne văd de acasă. Vă rugăm să rămâneți acasă, în primul rând, și să ne priviți de acasă. Și colegilor de aici, Mariana, mulțumesc mult pentru prezentarea care ai făcut-o la început. Astăzi, cum a spus Mariana, se aude, da? Cum a zis Mariana mai devreme, lansăm un serviciu nou, un serviciu dedicat utilizatorilor, cei pentru care noi muncim zi de zi. Avem două... Țintim două categorii de utilizatori cu acest serviciu, M-Notify. Pe de o parte, țintim prestatorii de servicii publice, cu alte cuvinte, instituțiile și autoritățile publice. Și pe de altă parte, cetățenii și mediul de afaceri, utilizatorii finali, cei care interacționează cu instituțiile și autoritățile publice. Astea sunt cele două categorii pe care noi țintim cu acest serviciu. Deoarece M-Notify permite notificarea utilizatorilor finali despre diverse evenimente. Evenimente pot fi de tot felul, începând cu notificări privind statutul unei cereri depuse la o autoritate publică sau un prestator de servicii publice, cum ar fi Agenția de Servicii Publice, de exemplu, și terminând chiar cu notificări sau citații eventual privind anumite datorii pe care le are cetățeanul la serviciul fiscal de stat sau orice alt fel de notificări necesare în interacțiunea între cetățean și instituțiile statului. Acesta fiind obiectivul serviciului Notify, vreau să vă prezint în linii mari cum lucrează acest serviciu, ca să vă dați seama cum îl puteți utiliza. Deci, cum vă spuneam, ținta noastră sunt expeditorii, cei care expediază notificările, și destinatarii mesajelor, adică cei care primesc mesajele.
Serviciul poate fi găsit la adresa, cum a spus Mariana mai devreme, mnotify.gov.md. Aici aveți informații generale despre serviciu, ce înseamnă acest serviciu. De exemplu, despre serviciu vedeți prin ce canale momentan mNotify poate notifica utilizatorii. De exemplu, avem poșta electronică ca un canal de notificare. Avem portalul cetățeanului, care a fost prezentat săptămâna trecută și a fost demonstrat de colegii mei. Notificări push, mesaje scurte prin SMS și mesagerie instantanee. Din toate acestea, apropo, mesajele scurte încă nu sunt disponibile, dar urmează, sperăm, suntem chiar în proces acum de achiziție a acestor mesaje scurte de la operatorii de telefonie mobilă și sperăm, dacă reușim până la sfârșitul anului, chiar să avem și SMS-urile incluse. Avem informații despre fiecare din ele, aici puteți avea mai multe detalii. Avem și termeni și condiții pentru serviciu, aici n-ar vrea să mă opresc foarte mult, doar să vă spun, ca și orice serviciu pe care Agenția de Guvernare Electronică lansează, noi reglementăm acest serviciu prin acte normative. Pentru mNotify avem o hotărâre de guvern care stabilește anumite obligații pentru cei care expediază notificările. Aici doar două obligații aș vrea să atrag atenția, fiindcă sunt importante acum pentru categoria de instituții și autorități publice. De exemplu, cu mNotify noi schimbăm un pic paradigma asta de notificare pe date de contact din punct de vedere a autorității publice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi notificăm, adică autoritatea publică nu trebuie să știe ce canale va primi utilizatorul și nu trebuie să aleagă autoritatea publică canalul prin care poate fi notificat utilizatorul. Dar asta o face utilizatorul. El își alege canalul prin care poate fi notificat. Deci obligația autorităților este să utilizeze în primul rând serviciul Notify pentru notificarea utilizatorilor și al doilea rând să nu colecteze date de contact ei decât prin serviciul Notify. Deci toate datele de contact pe care le colectează trebuie să o facă doar prin intermediul serviciului Notify și nu trebuie să mai colecteze altfel de date. Apropo, asta e un element care Mariana l-a descris mai devreme cu protecția datelor cu caracter personal. Prin acest concept, noi practic nu permitem ca orice autorități sau instituții publice să colecteze aceste date de contact și să le stocheze la ei, dar ele vor fi stocate într-o platformă centralizată, administrată de guvern și care va fi reutilizată de către toate autoritățile publice. Așa, acestea fiind spuse, voi trece direct la un demo, dacă îmi permiteți, să vă arăt pentru ambele categorii de utilizatori, deci pe de o parte destinatarii mesajelor, cei care primesc mesaje. Vă rog să-mi faci semn atunci când îl depărtez, că s-ar putea să mă depărtez uneori. Ce trebuie să facem ca să utilizăm serviciul mNotify? Deci, în primul rând, cum vă spuneam, intrăm pe mnotify.gov.md. Aici avem opțiunea de autentificare. O clipă, să ies așa. Deci avem opțiunea de autentificare. Accesăm această opțiune. Ne autentificăm la fel ca și restul serviciilor pe care noi le-am implementat prin serviciul de autentificare guvernamental MPAS, care ne dă o multitudine de opțiuni de autentificare și în funcție de ce semnătură avem, fie că e mobilă, electronică, buletin de identitate sau chiar autentificarea în doi pași, care ne scutește practic de o semnătură electronică, decât doar la început când se activează. Alegem semnătura pe care o avem, ne autentificăm. Clipă. Așa. Ne-am autentificat în serviciu, cu serviciu în pas. În mare parte, cei care au doar un singur rol de destinatar, eu aici am două roluri, fiindcă sunt și din partea AGE, mi-am pus și un rol din partea AGE ca să pot transmite notificări special pentru a demonstra astăzi. Dar marea majoritate vor avea doar un singur rol și practic nici nu vor avea această fereastră de început
ci vor fi direct transferați în profilul destinatarului. Ce înseamnă profilul destinatarului? Spuneam că schimbăm paradigma, oamenii nu mai... oamenii sunt cei care își vor stabili datele de contact și canalele prin care pot fi notificați. Deci nu autoritatea, nu instituția publică vă decide că eu vreau să te informez doar prin e-mail sau eu vreau să te informez doar prin SMS sau orice alt canal. Dar cetățeanul, deci practic drepturile revin cetățeanului, el e în centrul atenției și el își selectează cum vrea să fie notificat. Vrea prin poșta electronică, atunci adaugă poșta electronică, vrea prin telefon, adică prin SMS, vrea prin web push, vrea prin Viber, de exemplu, sau Telegram. Astea sunt canalele pe care le avem momentan, dar Mariana a zis mai devreme, noi nu ne vom opri aici, vom adăuga mai multe canale, inclusiv mesageria instantanee, de exemplu Messenger-ul și WhatsApp-ul, astea două sunt în plan, și bineînțeles definitivăm și SMS-urile. Deci, astea sunt planurile noastre ca să finalizăm cu toate canalele, ca omul să-și aleagă orice canal își dorește. Acum facem cum ne adăugăm o adresă electronică, de exemplu, dacă vrem să primim mesaje pe poșta electronică, pur și simplu ne indicăm poșta electronică aici. O să fac un exercițiu ca să fie mai clar. Da, da. Așa. Trebuie să indicăm adresa corect, că de altfel s-ar putea să nu ne valideze și să ne permită să o înregistrăm. Putem pune un tag dacă e o adresă de serviciu sau e personală, de exemplu. Ne putem selecta la fel preferințele de notificare. De exemplu, vreau să fiu notificat de luni până duminică sau vreau să fiu notificat de luni până vineri. Eu nu vreau să fiu deranjat, de exemplu, un weekend. Și atunci îmi selectez opțiunea de zile doar de lucru, inclusiv și orele. Deci vreau să fiu notificat, de exemplu, de la orele 8 până la orele 5. Deci nu vreau să fiu notificat mai târziu de ora 5. Și atunci îmi setez aceste preferințe și orice notificări care vor veni de la autoritățile publice nu vor veni decât în perioada pe care utilizatorul și-o selectează. Ne salvăm această informație și vedem că s-a adăugat adresa de e-mail, însă este cu statut neverificat. Ce înseamnă statut neverificat? Înseamnă că trebuie să primim un e-mail, deci trebuie să ne verificăm, mesajul de aici era indicat, să ne verificăm e-mailul nostru, ăsta care l-am indicat, că ne-a venit un mesaj de verificare. Eu am să-mi verific e-mailul imediat. Și mi-a venit un e-mail de verificare. Am apăsat un link pe care trebuie să-l apăs pentru a verifica adresa, mi-a venit mesajul că este verificată și acum doar fac un refresh la pagină și văd că statutul s-a schimbat în verificat și e activ deja. Ce înseamnă asta? Deja pe acest e-mail eu pot să primesc notificări din momentul în care este activ și cu statut verificat. În mare parte e valabil pentru restul contactelor, cel puțin pentru SMS, exact așa va veni un SMS de verificare care trebuie să-l indici, să-ți verifici că e telefonul tău. Dacă cineva se întreabă de ce am pus aceste filtre, ca să nu știu, să spămâim sau să punem niște adrese care nu ne aparțin și să transmitem notificări unul la altor persoane. Deci e un filtru de verificare suplimentar. Viber-ul, la fel, webpush-ul ne apare în M-cabinet, în produsul care a fost săptămâna trecută lansat, când ne autentificăm în M-cabinet. Vom avea o solicitare de a permite sau nu notificările în browser. Și dacă vom permite notificarea în browser, atunci la fel ne se va activa în profilul nostru. Rapid doar o să trec, să sperăm că pot să mă autentific și aici.
Așa. În principiu, aici. O să las așa. A, era alau imediat. Deci, iată, ne întreabă în cabinet, vrea să ne permitem. Dacă permitem să ne notifice, atunci va apărea în profilul meu, aici nu se fac refresh, va apărea încă, iată, desktop-ul pentru acesta. La fel e și cu Viber-ul, când adăugăm, trebuie să citim un QR code, deci să scanăm acest QR code care e afișat aici, inserăm codul indicat aici în chat-ul de la Viber și la fel se va înregistra dispozitivul și botul de Viber în Notify pentru acest utilizator. Viber-ul și Telegram-ul e practic aceeași opțiune și aceeași modalitate de adăugare și abonare la ele. La fel se scanează codul QR și se indică acest cod generat aici. Cam astea sunt despre profil, inclusiv și să nu uit și limba de notificare. Deci persoana poate să-și seteze inclusiv limba de notificare. Dacă el vrea să primească mesajele doar în română, atunci le va primi în română. Apropo, limba română e obligatorie pentru autorități, cei care notifică expeditorii. Deci ei obligatoriu trebuie să transmită notificarea în română și plus, deja dacă este nevoie de limba rusă sau engleză. Și omul, dacă își selectează, de exemplu, aici limba engleză sau limba rusă, atunci va primi și suplimentar în limba respectivă. O clipă. Să-mi setez înapoi limba română. Deci, asta e ce trebuie să facă destinatarul, cel care își setează cum vrea să primească notificarea și prin ce canale. Pe de altă parte, sunt cei care notifică, autoritățile, instituțiile. Am să fac un exercițiu de transmitere a unor notificări, am ales-o pe Mariana, cred că am să notific și poate chiar și pe Artur. Ca să vedeți cât e de simplu din partea autorității sau instituții publice să facă aceste notificări către utilizatorii lor. Voi face o notificare doar de test ca să vedeți că se transmit. De exemplu, un pic mi-e cam greu cu o singură mână, dar o să încerc să scriu ceva. Așa. Deci ce fac eu de fapt? Deci indic subiectul notificării pe care îl va primi, titlul cum ar fi a notificării, conținutul acestei notificări, conținutul larg care se duc la anumite canale, de exemplu e-mail-ul, și conținut mai scurt care e destinat SMS-ul. Întrucât SMS-ul are o limită de caractere, atunci pentru el este dedicat un conținut special. Prioritatea, cum vreau ca această notificare să fie transmisă? Vreau să fie foarte repede transmisă, atunci îmi aleg înaltă. Dacă nu este foarte importantă notificarea, atunci aleg o altă prioritate mai joasă, bineînțeles. Ce tip de persoană doresc să notific? Reamintesc încă o dată că este foarte important. Deci autoritatea nu mai notifică pe date de contact, dar notifică identități. Și când vorbesc de identități, în Republica Moldova, identitatea e caracterizată prin acel IDNP pe care îl primește de la Agenția de Servicii Publice, în cazul persoanelor fizice, sau IDNO în cazul persoanelor juridice. Eu am să aleg persoane fizice și o să folosesc IDNP-ul Marianei, dacă îmi permite. Dacă îmi dai acordul, te rog. Ok. Deci mi-a dat o notific și pe... Așa. Așa. Haideți pe mine să mă notific. Deci, așa. Și am să transmit această notificare, ea imediat trebuie să fie transmisă și să o primim pe
pe, aici este un mesaj că a fost transmisă. Imediat, iată, mi-a ajuns deja și pe Telegram, și pe Viber, și pe e-mail, inclusiv adresele de e-mail pe care le aveam incluse. Deci o notificare. În felul ăsta am vrut să arăt că autoritatea, instituția, n-am spus de la început, apropo, din perspectiva autorităților, că ei în mare parte pot utiliza serviciul Notify fie prin integrare, adică prin integrarea cu sistemele lor, prin interfețe automatizate, fie prin această interfață de utilizator, adică dacă nu au sisteme informatice de partea lor ca să facă această integrare automatizată, atunci noi le oferim chiar și o interfață în M-Notify ca să poată utiliza Notify pentru transmiterea notificărilor. Cred că am arătat în linii mari cam ce facem Notify, prin ce canale. Vreau să menționez că s-ar putea să vă întrebați dacă nu mi-am pus date de contact, de exemplu, poți fi notificat? Nu, trebuie să vă, bineînțeles, să vă înregistrați datele de contact în Notify, cele care doriți, și canalul o să vă îl selectați. Dacă doriți pe e-mail să fiți notificat, atunci vă indicați adresa de e-mail și o verificați. Dacă doriți prin SMS, atunci prin SMS să primiți notificări scurte. Dacă prin Telegram, fiindcă sunteți mai familiarizați cu mesageria instantanee, atunci alegeți mesageria care este disponibilă acum în M-Notify și urmează ulterior să mai adăugăm și altele. Și în felul ăsta sunteți voi, utilizatorii finale, cetățenii sau mediul de business, sunt cei care își aleg canalul și modalitatea cum să fie notificați de către instituțiile și autoritățile statului. Cam asta cred că am vrut să spun. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Dumitru! Îmi pare un serviciu foarte interesant și din câte am înțeles eu, beneficiarii lui sunt atât beneficiarii serviciilor publice, dar și prestatorii serviciilor publice, diferite instituții și organizații care au în misiunea lor transmiterea, comunicarea unor informații importante despre serviciile publice care sunt oferite cetățenilor. În continuare aș dori să intrăm prin Zoom, să luăm legătura cu instituțiile care folosesc și vor folosi acest serviciu. Despre utilizarea notificărilor de către serviciul fiscal de stat, aș dori să-l invităm și să oferim conexiunea domnului Andrei Duca, șef de direcție în cadrul serviciului fiscal de stat, dacă este domnul Duca conectat. Domnul Duca, ne auziți? Bună ziua! Da, eu vreau să vă mulțumesc în primul rând și guvernare electronică pentru acea prestație care o oferă instituțiilor de stat, pentru că atât instituția de stat să fie mai aproape de cetățean, mai aproape de contribuabil, mai aproape de business. În ceea ce privește Notify, a să-l valorificăm la maximă acest produs, pentru că să diminuăm contactul cu persoana fizică, să diminuăm contactul cu acel contribuabil, ca serviciile prestate de serviciul fiscal de stat să fie de o calitate și mai înaltă și mai adusă la necesitățile contribuabil. Cam asta ce am vrut să zic. Mersi mult, domnul Duca. O altă instituție de stat care va avea de câștigat odată cu lansarea serviciului M-Notify este Poșta Moldovei. Îi avem conectați pe Stanislav Florica. Stanislav, ne auzit? Ne auzi? Da, sigur, bună te rog. Bună ziua, mă numesc reprezint Poșta Moldovei și vreau să încep așa, prietenește, bună ziua, stimați parteneri, pentru că noi în momentul de față suntem parteneri, am semnat un agrement între ambele instituții prin care ne propunem să dezvoltăm serviciile financiare, poștale, să schimbăm, să avem un schimb continuu de informații, de organizare de consultări bilaterale. Iar cu acest nou serviciu pe care dumneavoastră astăzi l-ați prezentat,
Considerăm că este un serviciu oportun și binevenit, în primul rând, pentru populația acestei țări. Cumva noi ne rezumăm la a fi implicați direct și momentele de față, în momentul respectiv, este un impact foarte bun, deoarece, ținând cont de pandemie și de aceste aspecte neplăcute în momentul de față, sunt binevenite. Vă mulțumim mult pentru această prezentare, acest serviciu nou M-Notify, care într-adevăr reprezintă un model inovativ, informațional, spre digitalizarea serviciilor publice. Considerăm că acest serviciu poate fi integrat și cu unele din serviciile poștale. Desigur, Poșta Moldovei este deschisă și apreciază foarte mult aceste proiecte inițiate și lansate de către Agenția de Guvernare Electronică. Vă mulțumim încă o dată și sperăm într-o colaborare continuă și fructuoasă. Mulțumim mult, Diana. Nouă la fel ne pare bine de această colaborare care am început-o chiar recent prin semnarea acelui acord de colaborare. Dar vis-a-vis chiar de M-Notify, trebuie să menționez că noi urmează să colaborăm cu dumneavoastră pentru lansarea unui nou canal de notificare prin M-Notify, care s-ar putea să fie poșta hibridă, acea poștă hibridă. Pentru cei care ne aud și sunt de acasă și ne ascultă, poșta hibridă ar însemna un canal al M-Notify, care parțial notificarea se transmite electronic până ajunge la poștă, iar de la poștă se tipărește și se transmite eventual pe hârtie la utilizatori. Astea sunt cazurile când nu poate fi evitată transmiterea unor scrisori sau citații, nu știu, care au un alt fel de grad juridic poate și trebuie să ajungă cumva în forma asta. Deci cu poșta urmează să dezvoltăm și acest canal, suntem în discuții și sperăm în perioada următoare să avansăm pentru implementarea și acestui canal. Mulțumesc frumos! În continuare aș dori să-l întreb pe antreprenorul Vitali Eșanu, ce părere ai despre acest serviciu și cum vezi utilitatea acestui serviciu pentru antreprenori, pentru cetățeni? Care este prima ta impresie? Salut tuturor! Eu de ani de zile folosesc semnătura digitală ca să semnez cu antreprenori toate rapoartele fiscale și facturile fiscale. Chiar recent, timp de pandemie, am început să folosesc mai des M-Sign-ul pentru a semna contractele. E foarte bună unealtă, mai ales pe aceste timpuri. M-Notify, eu ca antreprenor folosesc foarte mult Twilio, cred că știți de așa un serviciu care tot notifică prin SMS și e-mail și chiar voice. Ar fi o idee și să adăugați și să te suni chiar pe telefon, să-ți spună cu textul speech ce dorește omul care sau agenția care trimite notificare. Eu cred că un serviciu e extrem de bun, mai ales și integrarea cu Poșta Moldovei atunci când nu toți știu cum să folosească corect acest. Unica și nu ne-a fost clar cum faceți legătura asta ca cineva să-mi trimită mie. De exemplu, eu ca antreprenor vreau să transmit unui client de-a meu. E de ajuns doar IDMP să-l știu și atunci pot să transmit oricui doresc, da? Înseamnă că trebuie să colectez datele personale și trebuie să respecte unele legi sau termă sau condition care le urmează pe site. Eu cred că e un alt foarte bun. Mai rămâne doar eu ca developer mă aștept să văd și API-ul care poate fi ușor integrat și mirarea mea e că de ce e gratuit, că e un serviciu foarte util. Adică eu mă aștept cumva să luați chiar bani pentru asta. Să răspund. În rest, succesă! Mulțumim mult, domnule Eșanu. O să încerc să răspund la întrebarea pe care, sau neclaritatea pe care o aveați vis-a-vis de cum să utilizați în cazul în care datele de contacte și DNP-urile, date cu caracter personal. În mare parte, autoritățile și instituțiile publice au dreptul ăsta să utilizeze DNP-urile și DNO-urile.
în activitatea lor oricum lucrează cu aceste date și atunci nu putem vorbi de faptul că nu prelucrează date cu caracter personal. Deci, practic, cam toate autoritățile publice operează cu aceste date personale. Dar noi nu vrem ca datele de contact, de exemplu, cum se întâmplă acum, datele de contact, odată ți le leși la fisc, odată ți le leși la ASP, odată la altă autoritate, ai uitat unele lăsat și fiecare autoritate le gestionează în felul lor. Centralizăm această informație și să fie inclusiv actualizată ca orice autoritate când transmite o notificare să fie transmis exact pe canalul care dorește cetățeanul și cetățeanul își alege canalul dorit. De asta am trecut la transmiterea notificări pe identitate și nu pe date de contact. Adică datele de contact deja cetățeanul cel care asta e ideea principală, el și le selectează. Dar avem și excepții, bineînțeles, atunci când vorbim, de exemplu, de cetățenii străini care nu au DNP, nu au, dar beneficiază de anumite servicii publice, de exemplu, vizele electronice, că ei depun pentru viză electronic și atunci identitatea lui e cea din țara lui, dar nu e similară cu identitatea de la noi. Pentru cazurile date, bineînțeles, admitem niște excepții și permitem și notificarea pe date de contact, adică autoritatea ne indică, de exemplu, e-mailul pe care l-a luat de la persoană și atunci se transmite pe acel e-mail. Dar astea sunt excepții care noi atent le monitorizăm și încercăm să nu le admitem dacă nu este cazul. Și referitor la serviciu cu plată, bineînțeles, pentru autoritățile publice și instituțiile publice nu este cu plată ca și oricare din serviciile pe care noi le lansăm și le operăm, fiindcă nu suntem un agent economic ca să punem plată pentru ei. Dar pentru sectorul privat, așa cum probabil am obișnuit pe toate serviciile care le lansăm noi, sunt disponibile și pentru sectorul privat, însă pentru sectorul privat, din păcate, trebuie să punem o anumită taxă pentru ca să asigurăm sustenabilitatea serviciului. La Notify, în particular la Notify, încă suntem în proces să determinăm eventual care va fi această taxă și vom, cred că în următoarele luni deja vom veni și cu un model pentru sectorul privat vis-a-vis de Notify. Mulțumesc! Vitalie, mai dorești să adaugi ceva? Nu, am vrut să mulțumesc și eu sper că o să prindă, deși mai așteptam, când Artur m-a invitat la eveniment, mă așteptam că o să faceți, de exemplu, cum un sistem cum e în România, în care notificați instantaneu toți oamenii din țară, prin telefon sau prin un sistem de mesagerie, cu deci cu tremur sau că este uragan sau chestii astea. Dar serviciul ăsta chiar e mult mai bun decât, pur și simplu, alerte în caz de tragedii, chestii de astea. Da, asta e tot ce am vrut să spun. Vă mulțumesc că depuneți efort ca să ajutați și să, într-un stat foarte mic, să faceți un lucru mare. Mersi foarte mult, Vitalie. Mersi și celor care s-au conectat de la Serviciul Fiscal de Stat de la Poșta Moldovei. Mersi pentru informațiile prezentate. Acum vreau să trecem la întrebările care au venit pe Slido și o să începem chiar cu prima, care vine din partea lui Vasilie. Cum asigur că o altă persoană nu se va înregistra cu datele mele și prin urmare să fiu deranjat de mesaje de notificare? Dumitru, o să răspunzi tu la această întrebare, te rog. Vasilie, mulțumim pentru întrebare. Ne asigurăm prin faptul că datele de contact care sunt scrise în profilul de Notify nu sunt activate până nu sunt verificate de titularul acestor date de contact. Dacă țineți minte când am făcut demonstrarea, ca să adaug o adresă de e-mail, trebuia să-mi verific adresa de e-mail care am indicat-o, să accesez un link de verificare și doar după asta se activează datele de contact, adică adresa respectivă de e-mail. Prin aceste filtre noi nu permitem ca să adăugăm în profilul de Notify alte date de contact decât cele care ne aparțin. Deci, exact așa ca și la e-mail, cum am demonstrat, va fi și la telefon atunci când va fi activat deja și la restul, bineînțeles, canalelor de notificare.
Sper că. Da. Mihai am răspuns deja, serviciul nu este cu plată pentru utilizatori în primul rând, finale, adică destinatarii mesajelor, și pentru autoritățile și instituțiile publice care utilizează, la fel, nu este cu plată. De la Ana, vă rugăm să explicați mai detaliat care este procedura de autentificare în doi pentru a accesa site-ul Notify. Procedura de autentificare în doi pași presupune ca cel puțin o dată să avem semnătura electronică, să o deținem, ca să ne identificăm noi de la distanță și să ne setăm această metodă de autentificare în doi pași. Asta ar trebui să vă arăt, dar poate mai pe final, după ce trecem cu întrebările, eventual pot să vă demonstrez cum se adaugă această metodă de autentificare în doi pași. Este destul de simplu, deci ai nevoie doar de semnătură electronică și ulterior îți adaugi această opțiune cu nume și parolă. De la o persoană anonimă, ce alte entități în afară de persoane fizice și juridice ar putea fi notificate? Bineînțeles, cum spuneam, prin Notify se va notifica pe identități, deci identitățile vor putea fi notificate. În afară de persoană fizică și juridică, adică DNP și DNO mai degrabă, se va putea, de exemplu, pe număr cadastral. Deci dacă ai o casă, vrei să informezi casa. În final, bineînțeles că se notifică proprietarul acelei case, deci o persoană fizică, dar expeditorul, cel care vrea să notifice, nu neapărat trebuie să indice doar IDNP-ul sau IDNO-ul. Va putea să indice inclusiv și numărul cadastral. Sau un alt exemplu ar fi numărul de matriculare a mașinii. Sau, nu știu, orice identitate, deci care are o identitate și există un registru de stat care ține aceste identități, care în final ne permite să identificăm un utilizator final, va putea fi utilizată în Notify. Și asta, apropo, este disponibil, cred că de azi, de la lansare, deci nu doar DNP-ul și DNO, am spus doar DNP și DNO, fiindcă e mai pe înțelesul oamenilor, dar va fi și număr cadastral și IDNO în cazul în care dorim să identificăm directorul companiei și numărul de mașină, adică numărul de matriculare a vehiculului. Mergem mai departe. De la Alex avem o întrebare. În cazul în care am solicitat anterior să primesc notificări de la Serviciul Fiscal de Stat prin e-mail, este necesar să mai solicit repetat acest serviciu? Nu este necesar. Dacă e-mailul pe care l-ați indicat sau l-ați transmis Serviciul Fiscal de Stat este încă actual, va aparține, atunci Serviciul Fiscal de Stat singur va transmite acea informație a dumneavoastră în Notify. Deci ei au obligația acum, când se integrează cu Notify, să transmită toate datele respective de contact care le-a colectat deja în Notify. Și noastră, ca și utilizator, nu va mai trebui suplimentar. Doar dacă e învechită și nu vă mai aparține, atunci trebuie să intrați în Notify și să vă actualizați aceste date de contact. Iarăși de la Alex, în cazul în care am solicitat anterior să primesc notificări, aceeași întrebare, ok. Și ultima, cum procedez dacă adresa electronică indicată în cabinetul meu virtual de pe portalul cetățean este una învechită, cum voi primi notificările? Am răspuns un pic mai sus, e aceeași situație în mare parte, deci trebuie să intrați în profilul de Notify și să vă schimbați aceste date de contact învechite. Cum intrați în profilul Notify, o puteți face chiar din M-Cabinet, acolo este opțiunea editează datele mele și veți fi aruncat în final spre Notify, chiar arăți, da? Mai sus, dacă te duci mai sus, editează profilul meu, aici. Trebuie să mă autentific, ok. Bine, doar explic. Deci de aici, oricum puteți fi redirecționat la M-Notify, unde vă schimbați aceste date de contact. Cum vi le schimbați, deja am demonstrat mai devreme. Bun, cam astea sunt întrebările, cred. Nu mai avem sau mai avem unele? Dacă mai apar întrebări pe parcurs, revenim la ele. Aș dori acum, pe final, să oferim conexiune prin Zoom domnului Iurie Țurcan, director al Agenției de Guvernare Electronică, pentru a
completa din perspectiva lui ceea ce s-a prezentat astăzi și a face unele concluzii. Domnul Țurcanu, ne auziți? Aveți legătură. Bună ziua, vă aud bine. Dumneavoastră mă auziți? Da, 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 vă auzim. Vă rog frumos. Bună ziua, stimați prieteni. Vă mulțumesc frumos pentru a mi oferi cuvântul ca să intervin și eu în la această lansare. Cu mare părere de rău, circumstanțele s-au creat în așa mod încât nu pot participa direct acolo la nucleul evenimentelor, să zic, în platou. Însă urmăresc cu atenție această lansare, întrucât este una, în viziunea noastră, una importantă, întrucât vine să completeze acea familie de produse de guvernare electronică cu care, de fapt, modernizăm serviciile publice. Și din prezentarea colegilor mei, a echipei de proiect, a lui Dumitru, căruia îi mulțumesc foarte, foarte mult pentru tot efortul depus și nopți nedormite cu acest, dar și cu alte proiecte pe care dumnealui le conduce, Mariana, întreaga echipă de dezvoltare, vreau să o felicit cu această realizare. Vreau să spun că acest serviciu de notificare electronică este unul strategic, aș zice, întrucât, cum spuneam, participând la modernizarea serviciilor publice, el vine să ne ajute să implementăm un deziderat foarte mult revnit, să zic așa, da? Deci de implementarea serviciilor proactive. Atunci când cetățeanul este doar informat despre faptul că anumite servicii i s-au prestat deja, sunt mai multe scenarii unde lucrul ăsta ar putea avea loc, fără ca cetățeanul să-l solicite în mod explicit. Deci acest dialog cu cetățeanul menținut prin intermediul serviciului Notify, adică continuat și în afara timpului petrecut în fața computerului, este un lucru esențial pentru a presta servicii proactive. Este un lucru foarte, foarte important. Un alt lucru important și iar strategic pe care colegii mei l-au nuanțat destul de bine, o să îl spun și eu aici, este acel fapt de protecție a datelor personale. M-Notify vine să ajute la protejarea datelor personale, întrucât, după cum s-a menționat în această prezentare, în mare parte acest serviciu notifică entități. Entități care, de altfel, noi ne-am obișnuit a lucra cu ele în bazele noastre de date, să zicem, departamentale, sectoriale. Adică, dacă ar trebui să notific participanții unei tranzacții într-o factură electronică, atunci ar fi suficient să notific factura electronică după identitatea facturii, adică acel număr a facturii electronice, și atunci atât cumpărătorul, cât și vânzătorul, dar și transportatorul ar putea primi notificare despre un anumit eveniment legat de această factură electronică, întrucât îi vizează pe ei toți. Dacă ar fi să vorbim despre alte entități, cum Dumitru a menționat numerele cadastrale, dacă am încercui imaginar o anumită zonă, să spunem că ea este în reparație sau este în sunt anumite lucrări pe care le fac autoritățile destul de frecvent, atunci, după numărul cadastral acelor blocuri, acelor case, noi am putea să notificăm administratorii sau proprietarii acelor case despre anumite evenimente. Nu vorbim aici de alerte de genul incendii sau cutremuri sau alte lucruri care, de fapt, sunt alte servicii și alte mecanisme de a ajunge cu alertele la cetățeni. Dar vorbim de niște notificări care întotdeauna ar ajuta oamenii să facă anumite decizii, să întreprindă anumite decizii sau să beneficieze mai ușor de anumite servicii. Și un cel mai important principiu care aș dori să-l menționez aici este, după cum ați văzut și din această prezentare, Agenția de Guvernare Electronică este întotdeauna de partea cetățenilor și vă rugăm mult și pe dumneavoastră, cei care ne văd, ne privesc acum,
ne ascultă, să veniți și dumneavoastră cu diferite noi sugestii ce am putea să automatizăm prin notificări, prin diferite lucruri, întrucât noi toți ne ciocnim cu probleme cotidiene, probleme de zi cu zi și am putea să venim cu anumite sugestii pe care noi vă promitem că o să le ascultăm și o să le luăm în lucru în cel mai serios mod. Momentul principal pe care voiam să-l spun aici este că omul alege metoda de notificare. Am ținut linia asta întotdeauna, așa cum am făcut-o atunci când am spus că cetățeanul, plătitorul este cel care decide cum trebuie să fie făcută o plată și nu prestatorul, nu te trimite la o anumită bancă, la anumite ore, în anumite condiții, cu anumite instrumente de plată. Iată că deja de ani buni noi plătim cum dorim, unde dorim și este foarte comod și util. La fel cu semnăturile în momentul când ne autentificăm. Noi decidem cu ce semnătură aș dori să mă autentific. Cu semnătura mobilă sau cu semnătura de pe USB sau în orice alt mod. Deci, nu forțăm cetățeanul. Această linie, după cum vedeți, se menține și în acest serviciu, în serviciu guvernamental de notificare, Notify, prin care omul spune la ce canale, la ce contacte poate fi notificat. Rămâne una, rămâne doar lucru ca să intrăm în profilul nostru, în portalul cetățeanului, să ne modificăm aceste date de contact, să le completăm dacă ele sau dacă sunt învechite, după cum prietenii noștri din online au pus întrebările respective, ce fac dacă informația e învechită. Vă îndemnăm să o actualizați, fiindcă doar având informații de contact, doar în acest mod dumneavoastră puteți fi notificați. Eu vreau încă o dată să le doresc mare succes în continuare acestor echipe frumoase cu care am reușit să realizăm acest proiect, dar și multe alte proiecte pe care le realizăm împreună. Cei cu care vom realiza de acum încolo proiecte interesante, după cum ați văzut, săptămâna trecută am semnat un memorandum de colaborare foarte frumos cu Poșta Moldovei, unul din serviciile strategice în dezvoltarea serviciilor poștale este și această hibridizare a poștei atunci când totul se transmite în format electronic, inclusiv prin intermediul serviciului M-Notify, iar ultima milă este cea pe care poșta o livrează în format analog. Astfel noi accelerăm cu mult comunicațiile poștale, le modernizăm. Poșta are o strategie foarte frumoasă pe care noi foarte mult o susținem, este poșta viitorului. Noi subscriem sub orice principiu injectat în această strategie frumoasă pe care o să încercăm să o dezvoltăm, inclusiv cu serviciile de notificare. La fel, celor utilizatorilor din sectorul public, serviciu fiscal de stat, un utilizator fidel a infrastructurilor de guvernare, vreau să le mulțumesc mult pentru receptivitate, pentru atitudinea manifestată întotdeauna pozitivă față de aceste schimbări către Agenția de Servicii Publici, Casa Națională de Asigurări Sociale. Sunt multe, multe cazuri unde noi am putea ușor să utilizăm aceste notificări. Dar totodată vreau să aduc și niște mulțumiri pe final și celor care ne sprijină întotdeauna în procesul ăsta amplu de modernizare. Evident, este Cancelarea de Stat, conducerea Guvernului, întotdeauna suntem în sincronizare cu agenda de transformare, de modernizare a serviciilor, Banca Mondială, care ne ajută nu doar financiar, am spus lucrul ăsta ori de câte ori o să-l mai menționez, ne ajută să fim în rând cu tehnologiile și să avem expunere la experți de cea mai înaltă mână ca să putem să dezvoltăm și noi, să avem o dezvoltare digitală corectă în țara noastră. Echipa de proiect, dar și compania care ne-a ajutat să implementăm acest proiect, această implementare fiind una din cele câteva implementări diferit lansate și derulate, întrucât utilizăm tehnologiile agile, ceea ce nu este tocmai
foarte propriu, să zic așa, foarte ușor de implementat în sectorul public, unde ai niște constrângeri legale pe de o parte, ai niște constrângeri organizaționale pe de alta și ai multe alte constrângeri, dar în același timp dorești să fii agil, întrucât vrei o flexibilitate și vrei ca aceste servicii să fie dezvoltate ulterior. Compania Esempla, vă mulțumim frumos și dumneavoastră pentru eforturile depuse și încurajăm și celelalte companii, multe alte companii, să participe la implementări din procesul ăsta amplu în agenda noastră de digitizare a Agenției de Guvernare Electronică, dar și, evident, altor parteneri. Vreau să închei aici și să vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ascultat. Utilizați serviciile de guvernare electronică, utilizați serviciile electronice ale tuturor autorităților parteneri din țara noastră, pentru că asta vă va permite să economisiți timp, bani și nervi, de ce nu? Și sănătate, mai ales în condițiile actuale. Să vă protejați sănătatea. Vă mulțumesc foarte mult pentru a-mi oferi cuvânt. Mulțumim mult, domnul Țurcanu. Aceasta a fost evenimentul de săptămână aceasta, evenimentul live organizat de Agenția de Guvernare Electronică. Vă invităm și săptămâna viitoare la un nou eveniment, pe 10 noiembrie, începând cu ora 10, unde va fi prezentat un nou serviciu, un nou produs. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!